Ok, deci colțul albastru și cu colțul roșu se pregătesc pentru luptă. Centura, mă ajută Alina să o luăm. Eu o să stau aici, să nu mă atingeți, că vă tau, vă rup. Nu vă luați de mine. Prieteni, primul care lovește. Alina, cine este primul care lovește? Hai să vedem cine este primul care lovește. O secundă. Prima palmă, deci amândoi dați cu stânga, nu? Amândoi dați cu stânga. Tu ești primul? Ok, ok. De asta n-aveți nevoie. Deci, Edu, succes, prietene. Succes, Tolea. Centura încă rămâne la mine, vă urez succes. Luați, vă rog frumos, Alina, te rog, uite, ține tu astea, că eu le pierd tot timpul. Luați pozițiile exact, mâna pe masă, da? Și cu palma deschisă, v-ați dat cu magneziu, îl lovești acolo, da? Deci nu peste nas, nu peste altceva, da? Prima lovitură a zilei! Am văzut și prima lovitură. Salutare tuturor, sunt Ionuța Todorese și Yamato Zaharia, gazdele dumneavoastră la această superbă competiție adusă recent în premieră în România. Am văzut prima palmă dată cu mâna stângă de Ghinea Eduard, de Edu. Acum să-l vedem pe Tolea, cum se zice, Danilă Constantin. Chiar vorbeam înainte să, când se pregăteau băieții, cum ar fi să pice băiatul mai mic cu cel mai mare. Ok. Păi cam așa și fost cel mai mic. Uite că așa s-a și întâmplat. Wow, wow. Destul de tare. Îți dai seama, în momentul după ce primești prima palmă, ești și puțin nervos, zici, ai dat în mine, stai să vezi cât de tare dau eu acum. Îți dai seama teama din ochii celui care stă după ce a dat. Exact. Aoleu. Trebuie să stai cu mâinile pe masă, avem și niște cu coatele reguli. Cel lipite. Care primește trebuie să stai cu mâinile pe masă cu coatele lipite, iar cel care lovește trebuie să țină o mână pe masă. Iar prima lovitură va fi cu brațul mai slab. Exact. Mam. Wow, s-a mișcat cu masă cu tot. Ia să vedem următoarea lovitură a lui Edu. Ghinea Eduard va lovi cu mâna dreaptă. Prima mână cu care s-a dat. Acum v-ați enervat, e bine. Prima mână e stânga. După aia dați cu dreapta și continuați competiția cu dreapta. Cu stânga a fost de încălzire. Da. Să vedem acum la brațul bun ce se va întâmpla. Ok, cum vor concurenți. Perfect. Dacă Tolea l-a mișcat pe Edu cu tot cu masă, cu brațul slab. Sunt curios ce se va întâmpla când va lovi cu brațul slab. Hai să vedem. Wow. Wow. Ce-o fi acum în mintea lui Edu? Zice, mamă, iară dă. Iar dă ăsta mare în mine. Iară dă malacul în mine. E nasol că trebuie și să stai, nu poți să blochezi, nu poți să te ferești de această lovitură. Efectiv, trebuie să stai să o încasezi. Să te uiți în ochii adversarului când te lovește, știind că n-ai nicio scăpare. Nu știu de unde a plecat această competiție, dar mi se pare foarte amuzantă și foarte interesantă. Îți zic eu că tot am văzut pe rețelele de socializare, a plecat din Rusia și cel mai cunoscut sportiv de acolo, care este peste tot, este Vasilii Kamotishkish. El este și campion în Rusia. Wow, i-a sărit vata din ureche. Vata. Ce vorbeam noi? Exact ce vorbeam noi, să vedem dacă le sare vata din ureche. Se pune acea vată în ureche pentru a proteja timpanul, normal. Dacă ții un capac pe ureche, există posibilitatea să se spargă timpanul. Nici nu vreau să-mi imaginez acum ce se întâmplă. Urmează să lovească Danilă Constantin Tolea. Ok. Chiar sunt curios dacă se va lăsa cu un ochi. Wow! Nici n-am apucat să termin. L-a amețit. Deci eu zic că dacă nu-l prindea băiatul de la pază, cădea. Tocmai când vreau să zic că sunt curios dacă vor fi knockout-uri. Deci l-am văzut așa ușor scurgându-se pe picioare. Ce zici acum, Edu? De ce m-ai prins? Mai bine cădeam, naibii. Magneziu, sigur că da. Amândoi cu magneziu.
Deci mai dau băieții acum cu magneziu să aibă aderența mai bună. Vreau să spun că în momentul loviturii... Într-adevăr trebuie să fii curajos să participi la așa o competiție, să știi că încasezi oricât de bine, te-ai pregătit, nu știu ce ar trebui să faci, să-ți antrenezi mușchii, gâtul, să... Aici oricum trebuie să ai inimă, să ai curaj să fii, pentru că inevitabil vei fi lovit, n-ai cum să te eschivezi. La un moment dat când vezi că vine luptura spre capul tău, ia să vedem, wow, wow, cum a sărit de data aceasta, da, bine și Edu. A dat bine rău de tot. Dar să vedem că acum vine replica. Vine replica. În momentul când vezi că vine lovitura spre tine, cumva corpul tău, creierul transmite corpului tău să se pregătească să încaseze acea lovitură și este foarte greu să piși din ea. E mai periculos în momentul când nu o vezi și vine acea palmă. Normal. Exact ca în ring, în momentul când vezi că vine un pumn spre tine, dacă nu mai poți să-l blochezi sau să te ferești, nu te pune jos. Corpul automat. Nu te pune jos, dar dacă te-a surprins, te pune jos garantat. Wow, wow, wow. Cu tot cu masă s-a mișcat puțin pe picioare. A arătat Edu că este ok, este rezistă. Rezistă. Să vedem dacă Buturuga Mică răstoarnă carul mare. Care sunt kilogramele tale? Bă, noi îl vedem Buturuga Mică, dar cred că are și el vreo 100 și ceva de kilograme. Da, uite, a spus că are 100 de kg. Da, 170-103 kg. Cam mare diferență. Vă rog eu, terminați-vă cu prostile. Da, știi cum e, barba și creierul nu are mușchi, da, până exact la urmă. Dacă se lovește creierul de cutia craniană, se transmite... Dacă te-a lovit acolo pe barbă, bine, s-a făcut de clipul. Vreau să vă felicit pentru că ați dat dovadă de bărbăție. Stai, nu-i felicita încă, n-au terminat cu bărbăția? Știu că nu au terminat, dar totuși merită apreciați. Corect. Merită apreciați, mai... După cum îi văd eu, cred că mai își dau jumătate oră palme. Nu sunt încă sigură de acest lucru, dar deocamdată suntem atenți. Ok. Prieteni, când sunteți pregătiți, continuăm concursul, o să am nevoie... Sunt curios cât va dura acest meci. Nu, masa. Nu cred că, părerea mea, și o să merg pe Danilă Constantin, mă gândesc. Wow! Intri un pic cu capul în interior. Intri un pic cu capul în interior. Trebuie să... În primul rând îți dai seama după auzi. După auzi. Ai văzut cum s-au de palma? Are când dai de palma cu trebuie să s-au de pe... Bagă capul și ridică umerii. Exact, nu ai voie să te miști, da. Normal. Trebuie să stai să încasezi. Doar că vezi, cred că datorită psihicului, corpul reacționează când vede lovitura. Instinctiv. Eu zic că această lovitură trebuie să... Fie repetată. Să fie repetată. Repetăm. Pentru că este a doua oară când este executată... Ar fi chiar a treia oară, da. A treia oară chiar, da. Ok, deci capul liber. Te ții bine de asta? Da, te capul ții bine liber de asta. E cam greu să fii cu capul liber. Da? Sau în jos. Dar nu împingi capul. Dacă împingi capul în față, evident, încasezi mult mai mare, bine, hai, pentru că angrenezi niște mușchi al gâtului acolo care se țin foarte bine. Hai să începem! Ia să vedem. Ia poziție, te rog! Hai! Așa e! Hai! Ia să vedem. Wow! Perfect! Ia sărit iară fata. Bravo. Acum, da. Bravo, să-l dă aplauze. O să te rog să spui vata și după aia să continuăm competiția, dacă e gata și... Să vedem replica acum, că vine nervos după două lovituri primite. Vine tirul peste el acum. Cam mare diferența de vreo 67 de kilograme între cei doi. Wow. Bravo, băieți, merg în continuare. Acum a rezistat mai bine Edu de data asta. Da, da, a dus mult mai bine. Trebuie să spun că mi s-a întâmplat și intervine și oboseala la un moment dat, obosești. Tot să lovești, bine, și de primit nici nu vreau să mă gândesc. Cred că intervine și obișnuința în a primi. Nu mai ești atât de stresat ca prima dată când nu știi ce te așteaptă. Pe cineva foarte puternic care te trece de dată, mă las în sută. Fiind și primul concurs de acest gen din România, emoțiile... Hai să vedem următorul lucru, ce va fi trei, sunteți bine, băieți? Ok? Deși este primul concurs de acest gen în România de dat palme, uite că au fost curajoși care s-au înscris în această competiție. Ia să vedem. Vine replica acum.
Wow. L-a cam mișcat din loc. De data asta, dacă până acum Danilă îl mișca pe Edu, acum s-a schimbat situația. Sunt de neoprit, se pare. Să vedem cât vor putea duce toate aceste lovituri. Bă, nu știu dacă au voie, cred că la un moment dat unul din ei poate să cedeze, să zică, wow, bă, mi-a ajuns. I-a mișcat capul. I-a mișcat capul cam tare. Trebuie să ne anunțați cum vă simțiți. Ok, da? Cât se poate de bine. Continuăm când vreți voi. Deja observ pe obrazul lui Danilă că i-au apărut deja umflături. Eu aș fi vrut să-l văd pe Radu Valahu participând la astfel de competiție ca și concurent, nu ca prezentator. Cred că ar fi fost destul de interesant, fiind faptul că el este un strongman, un sportiv de Scandenberg, are forță mare în antebraț, în palmă. Noutate și la noi în țară după ce a apărut în Rusia și au venit foarte pregătiți. S-au dat cu magneziu, băieții, continuăm lupta! Luați poziție! Acum este rândul lui Edu, hai să-l vedem. Se pare că nici n-a clintit. Nici n-a clintit. Vezi că și tu greșești, că te duci jos. Lovitura n-ai aplicat-o. Lovitura trebuie să o aplici, nu neapărat în bărbia lui. Trebuie să-i prinzi cap. Aici n-ai putea să-l opresc. Fiindcă tu te-ai dus jos. Trebuie din lovitură. Este atent la toate exact detaliile, Valahu. Cu degetele închise, fața, da? Uite, deja Edu, deci exact, vezi că se plânge de cot. Îl doare cotul. Lovești cu mâna întinsă, îți dai seama că supui ligamentele și articulațiile. Tendoanele. Exact, le supui unui stres. Ia să vedem. Wow, cum se aude. Mamă. Foarte tare, băieții. Aici se vede că sunt niște gentlemen și niciodată... Ca atunci când eram copii și ne jucam friptea și simțeai că ți ard palmele, nu vreau să-mi imaginez cum îți arde fața după un astfel de concurs. Și niciodată să nu folosiți palma împotriva nimănui, decât în cadrul legal și competitiv. Pregătiți de luptă? Cred că e antistres competiția asta. Sigur că sunt pregătiți și niciunul nu vrea să cedeze, însă în cele din urme... Doar unul va câștiga. Sunt curioasă, sunteți curioși să vedem cine va câștiga. Haideți să vă vedem. Eu sunt destul de curios. Dacă ești nervos, să înscrii la competiția asta. Lovește, Edu! Și se pregătește. Mamă. A simțit-o pe asta. L-a enervat rău. Am avut impresia că l-a enervat. L-a enervat pe Tolea. Dar urmează Tolea acum. Și sunt sigură că este destul de nervos. Dacă se va ține și a doua ediție, îi așteptăm pe cât mai mult să se înscrie, să se elibereze de nervi. Gata? Ok! Aștept să surprind și eu. Wow! Foarte tare loviturile ultimele. Dar nu abandonează niciunul. Edu nici cum. Bravo lor! Bă, de apreciat. Da. Să stai să iei atâtea palme, că stai. Cred că au luat vreo 10 până acum. Și când te gândești că Danila are 170 de kg, te lovesc cu 170 de kg peste față. Se întâmplă într-adevăr, șocul vine pe cot, e adevărat. Uite, exact, că și Edu lovește fața pentru kilogramele lui foarte puternic. Deja Danila are fața tumefiată. Nu poți să lovești nici cu mâna îndoită. Avem gen croșeu să vină lovitura, să ai mâna îndoită, pentru că lovești peste masă. Da. Și trebuie să întinzi mâna și automat să pui articulația cotului. Ar fi păcat să abandonezi acum din cauza cotului. Puțin mai jos. Am simțit aici o... ca și cum ar fi tăiat ceva în interior. Deci, ieși din competiție? Îmi pare rău, dar asta este. Nu contează, bravo, mă, important e că ai intrat, aplauze! Nu contează că ai ieșit, important e că ai intrat și te-ai luptat. După cum spuneam, nu contează fața lui, contează că unda de șoc ți s-a dus exact în cot. Sper să ne vedem la următoarea competiție cu mai mult curaj și mai mult. Fără îndoială!